Bună dimineața, dragi prieteni! Astăzi o să facem... Ce să facem? Da. Bună dimineața, dragi prieteni! Ne-am întâlnit la... Un nou vlog. La un nou vlog. Ce o să faci astăzi? Și o să vă arătăm astăzi. Astăzi fac sarmalele, fac mațele aia de porc, adică cartaboșul aia. Da. Da, eu le fac la mână, le tot la mână, că fac ceva tradițional, așa. Că eu dacă le fac la mână, așa, sunt foarte gustoase. Mai fac și la mașină, mai dau și la mașină de tocat, dar mai mult la mână. Că iasă mai bună și mai gustoasă. Îi spune toți, mamă, Doamne, ce sunt așa, așa de bune și de gustoasă. Uite așa, uite tocătura așa, și o pun aici așa, și când le-am pregătit toate și când le umple, vă arăt, trebuie să vă arăt și atunci. Să vă arăt toate rețetele mele ce fac, face bunicuța Zâna. Și vă mulțumim tot că mă urmăriți la aceste ce fac eu. Uite, acum dau grăsimea asta, o dau un pic mai la mașină. Uite așa. Nu mai m-am îmbrăcat de 3 zile, că dacă am numai treabă, e gospodar, nu prea trebuie să stă curat. Mai la porci, mai la găini, mai la topit de untură, mai la treabă. Am treabă toată zurnica. Toată zurnica am treabă. Dar nu știu, nu se vede bine în camera asta. Nu se vede bine. Dar de ce? Cred că de la lumină de afară. Da? Da. Trebuie să-mi iau eu telefon ca lumea. Acu de Moș Nicolae. Trebuie să-ți iei iPhone 13 Pro Max. Care a ieșit acum. Să văd ce primești eu de Moș Nicolae, bunicuța Zâna. Poate primești și eu un telefon. Ah, telefon. Telefon. Da, să-mi filmează așa mai bine. Să mă văd și eu mai frumoasă, mai făinuță. Fac treaba astăzi toată ziua. Ieri am făcut toată ziua. Alalt ieri toată ziua. Trebuie să fac, că n-am încotro. N-am încotro mădălină. N-am încotro să fac. Uite așa, așa, îl fac la mână, așa, la mânuță. Pe cea la mână, așa. Să fac eu niște mațe de porc. Zice lumea, ce sunt ăștia? Ce știe să face bunicuța Zâna? Sunt o bunicuță vrianică. Păi, dacă nu mă laudă, cine mă să-l laudă? Cine mă laudă pe mine altul? A? Așa mă laud eu, singurică. Fac toate ele, toate ele. Fac cu... Da, cu nepoatele împreună. Uite și nepoata aia la întâi ce face. Cum facem ce faci mătuși aici? Ne înodăm. De trei sărânțele. Pune o gustă și gură ce faci. Am zis să-mi pletesc rânzele. Așa, zi din gurița mama. Zi mai mult ce știu acolo din gurița aia. Nu prea am eu ce să zic, las că zici tu mai mult. Îmi zice lumea că nu știi să vorbești, dar asta zi, toacă, zi. Mut. Zi, ce faci acolo? Așa le împletim noi rânzele. Acum le punem la uscate, la uscate punem. Le împletim toate așa, cum împletește românii, mușița aia. Așa avem și noi mușchiuri băgate acolo. Mușchete avem.
Mai am cumpărat, nu mai de la polici. Și acum le punem la direct la fumat. Stau. Stau și fac focul acolo sub tele. Cam până de sărbători. Cam până de sărbători le afumez acolo. Și fac, dragi prieteni, da, mai beau și eu cu cafeluță acum, când și când. Dacă muncesc, mai beau cafeluță. Mamă, ce bună e cafeaua de dimineață, ce e om. E foarte gustoasă și foarte mândră și foarte bună, dragi prieteni. Să bești, să serviți și dumneavoastră câte o cafea. Că când vă întâlnește bunicuța Zâna, vă plătesc eu. La toți prietenii mei care mă urmăresc. La toate domnișoarele. La toți flăcăi. Băieță mami și fetele mami. Genisuca, mami. Să trăiești, genisuca. Să te crești bunica. Vorbim și noi aici. Să te crești bunica. Să te faci mândră ca bunica Denisuca. Asta e Denisuca, fata noastră. Cea dulce din casă. Doamne, mâncare. Hai, Denisuca, vezi cum face bunica Zâna aici? Da. Să te înveți și tu, mami, să faci. Ai văzut când fac eu câte o treabă bună și gustoasă? Așa să faci și tu, Denisuca. Așa să faci, mami. Uite așa. Uite așa, mami, uite așa. Hai de-a uite așa. Ai fost în oraș, Elisa? Da. Ah, ai luat orez? Da. Da. Ai luat foi de dafin, piper, da. Contimente. Brava fata, mami. Brava. Facem frumos așa cum am făcut la ziua ta. Și ai plâns tu că nu era mamică ta acasă. Ai plâns, mâncate, bunica. Ne-ai întristat pe toți atunci, aici da? Aici avem și bufetele cu rânzele. Ce faceți fetelor aici? Treabă, nu ca altele. Altele. Altele ce fac? Filmează. În afară de filmat? Faci Pamela. Eu? Da. Plătesc rânze. A, dar și-mi o farfurioare de acolo. Pami. Rânza, mândăretele, dați-o pe Pamela și pe bunica Zâna aici. Dau la mașină. Dau la mașină. Dar ce faci aici? Ce faci cu tine? Aici fac cartaboșii. Mai pun niște carne ce mai pun și mă pun să tai ficață. A, bine. Da, da, mami. Revenim la ficață. Revenim la ficață. Am revenit, dragi prieteni, la cărnați, cum le umplu, cum le fac, cum le adun. Uitați-vă ce cărnați mare! Dragi prieteni, mâncavar nu mă să vă mănâncă coastele. Coastele. Nu vă supărați că v-am spus să vă mănânc coastele. Mâncavar bunicuța Zâna. Nu-i bună asta, mami. Mâine mă scap și
Uite așa fac contat mâine, uite așa fac contat mâine, pac, pac, pac. Zilele dacă n-ai faci contat mâine, numai de bucurie. Că mă scap de muncă. Da, de muncă nu mă scap niciodată, nici când ai murit. Muncă și muncă. Uite așa, le fac cu nepoata mea asta. E grăsană ca mine. Asta este cealaltă nepoată care ai spus tu pe vlog. Nu? Adică? Adică ai spus tu într-un vlog că ai două nepoate. Da, să-mi trăiască, să-mi ține Dumnezeu. Asta e sora lui Olga, nu? Da, sora. Bună, pami. Sora lui Olguța mea. Olguța mea. Olgo! Unde ești, mami? Hai mai scapă-mă, colea de la muncă. E obosită și ea, săraca. A topit un tur. Gata, stop. A topit un tur, a topit carnea aia care am tocat-o. În atâtea vasă, a fost porc și grașă. Nu prea a vrut peci așa că a fost grașă. Mâine-mi cumpărat tot sărăcarne, mâine-mi cumpărat niște moștețe, să le punem la fum, să avem de sărbători. Mă duc cu traista, mă duc la fata asta cu bocon. Îi duc o spetie, îi ducem o rânză de sărbători. Obosești? Obosești? Spune-mi dacă ai obosit. Nu. Îmi avea să mă filmează singur. De bun, Nicolae! Trebuie să-ți iei trepied. Îmi iau și trepied. Și telefon. Îmi iau și telefon, îmi iau și trepied, că îmi iau și de toate. Îmi iau. Să moară bonșoagă dacă nu iau. Prea mult trece aici, aici. Adă-mă un șervețel. Tu, Luci, nu ia. Lasă să mă filmează. Adă-mă un șervețel, aș de ceva. Adică nu pot să... Mi-alunecă mâinile. Da, și tu ai pus aici. Așa, fată, uite, fată. Stai. Nu mai da. Mi se însucește crânățul ăsta, ce are? Să mă supără el în seara asta, apoi eu nu-l supăr pe el, colea. Uite așa. Stai, mami, nu te grăbi, mami, nu te grăbi. Nu vreau să le fac groș așa, să nu dă fumul ele. Mai subțire așa, ca să se frigă la grătar, la tigaie. Poate vine nea Tanasie, vine nea Selică, jinele. Vine măsafirii, le pun un cârnaț pe jar. Îl frig în sobă, Doamne Dumnezeule. Nu, bă. Așa, bă. Cârnaț la 2 metri, cârnaț la 2 metri. Oh.
Ce am eu să nu le fac așa lungi așa, că mie nu-mi plac lungi. Dar mamă ta, mamă ta! Oh, hanță de, hanță de, nu mai de. Hai, oh, 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 oh. Prinț, unde e? Acasă. Doarme? Mhm. E obosă că a făcut treaba, nu la porci. Gata? Hai. Oh. Aia unde e, în grădină? Mhm. Mm. Stai, stai, stai! Zi! Opa! Atât stop! Mai ia și haia, dar ce să le fac? Mai lângesc acum și eu așa. Încet așa. Mai apucă haia, le apucă haia eu. Ai fost și tu la mine la focuri. Mm-hmm. Ai văzut? E căldură ca în centrală. Da, da. Mamă lică, dacă n-a fi căldură, te înghit. Te mănânc. Te mănânc. Uite, mai mă supără și eu așa, mai mă supără. Uite, uitați-vă. Oh, 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 mai încet, fata mea, mai încet, fetița mea, hai. Ce faci, Deni? Dă-și o glughiță aia jos, mai mică, oh. Dă să te vadă prietenii mei. Atale, ce mai faceți? Bine, stai să luăm. N-am pune-și tu acolo. Na, Deni! Pune crânați pe mână la tigaie! Uitați când a făcut. La revedere, dragi prieteni! Aici am încheiat mâine dimineață la nou vlog. Ne întâlnim la canalul de YouTube și mai vedem ce mai facem
Și vă zic o bună seara! Și să nu uitați să vă abonați la canalul nostru. Să nu uitați să vă abonați la canalul lui Bunica Zâna. Să nu uitați niciodată. Să aveți grijă de bunicuța Zâna. Vă pup și vă zic o seară bună, minunată. Doamne ajută la toată lumea. Pa! Ne vedem data viitoare. Vă pup! Yeah.